Bună ziua, dragii mei! Acum suntem în Paton cu Rin și cu luminița, dar ea n-are voie să apară pe Facebook. Vă arăt numai picioarele și din spate, așa. Așa. Și acum mergem la... Am văzut aici, scrie ceva. Scrie casă ungurească, casa maghiară, European Restaurant. Scrie în limba maghiară, casă în limba, casă ungurească. Și mergem să vedem ce este acolo. Probabil o cerut aici minoritatea să se scrie în ungurește, nu știu, vedem. Așa, acum mergem pe străduță să găsim unde este casa aceea ungurească. Deocată, nu știu, cred că asta este steagul Austriei, dacă nu mă înșel. Nu vreau să fac o gafă, nu prea cunosc steagurile. Mergem înapoi, pentru că a zis o femeie că pe strada următoare, dar nu știu de ce a scris că pe strada asta. Patonga este un oraș foarte, foarte murdar, de un oraș de prostituție, travestiți. Aici totul este posibil. Deci, am întrebat fetele care stăteau la colț aici, că au zis că Hangalia le stau la closed o lady 5 years ago change owner. Atât a fost despre cultura ungurească din Patong.